Această casă, Tatăl, ați iubit, această casă, Fiul,
Soy.
înspăimântat, el făcu legământ. Aș îndrepta viața sa și în genunche la altarul sfânt Domnului a se
această biserică, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat să putem vedea cu ochii lucru frumos care astăzi l-am trăit în biserica noastră, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat să auzim cu urechile tot ceea ce copiii parohiei noastre, oamenii, așa cum bine a spus domnul Ștefan, ne-au ajuns la plinătatea vârstei și ne dorim să ajute Dumnezeu fiecare să ajungem la plinătatea vârstei și să dea Dumnezeu să fie cu înțelepciune lucrul acesta. Și apoi îi mulțumim tuturor celor care au făcut ca să putem avea un astfel de moment în biserica noastră. Și anume Preasfințitului Vincențiu, pentru că a binecuvântat ca acest cor să se formeze la nivel de protocopiat. Și apoi dumneavoastră, părinților și celor care ne-ați dăruit acești copii, oamenilor care s-au jertfit din vremea vieții ca să vină în fiecare duminică să vă pregătească un moment și sunt convins că veți prețui și veți pleca fiecare cu flacăra aprinsă în inimă după acest moment cu adevărat emoționat și dea Dumnezeu binecuvântare să fie și bucurie sufletelor noastre. Amin. Deci simplu, vreau să vă mulțumesc încă o dată, să mulțumim pe Andrei Protocop, ca Sfințitului Părintele Frumosul Vincențiu, care i-a binecuvântat să facem lucrurile mele împreună. Dorim să cântăm împreună cu dumneavoastră Hristos să învie. Așa, ca să mergem la casele noastre cum trebuie. Acceptați? Da! Da. Hristos! Hristos!